Jinduim după modele, căci ni se pare că în ultimii ani le-am cam pierdut. Dar ele există, trebuie doar să ne uităm cu atenție. Români frumoși, puternici, hotărâți să schimbe și în același timp să asigure trăinicia acestei țări. Avem doctori care ridică de la zero spitale și fac minuni cu tehnici science fiction. Avem oameni grei de cultură care au petrecut o viață adunând la un loc toată literatura României ca să o poată lăsa completă generațiilor care vin. Avem personalități care abia așteaptă să ne vorbească, să ne îndrume dacă vrem, doar să avem noi răgazul să le ascultăm. Recent, câțiva români de înaltă clasă au fost aduși împreună pe o scenă de prestigiu și premiați pentru tot ce au reușit să facă în această țară. Pare un film SF, dar e un spital din România, iar pentru acest om e o zi obișnuită. Tocmai salvează o viață. Cătălin Copăescu e unul dintre cei mai renumiți specialiști în chirurgia metabolică și a obezității din lume. Îl vedeți acum în mijlocul unei intervenții chirurgicale cu Da Vinci Xi, un robot de ultimă generație pe care îl controlează de la o consolă computerizată, executând incizii cu precizie absolută. Ai zice că e un vrăjitor din viitor, dar nu. Nu e o vrăjitorie, este foarte multă muncă, este foarte mult antrenament. El a muncit zi și noapte, vreme de peste 20 de ani, ca să ajungă aici. În timp ce alții se uitau resemnați la neajunsurile din sistemul medical, doctorul Copăescu a înțeles că schimbarea începe cu tine însuți. Știi cum ar trebui să fie făcută medicina, în care deschizi ochii în fiecare zi și realizezi că tu nu poți așa. Îți imaginezi că nici mâine s-ar putea să nu se întâmple asta. Ai un sentiment de limitare. Am simțit de multe ori asta în străinătate, când am avut șansa să întâlnesc la lucru medici care făceau lucruri nemaipomenite. Am încercat să refacem acest cadru. Și am pornit de la condițiile din spital, am pornit de la echipamente, am pornit de la instruirea colegilor care fac parte din echipă. Modelul nu l-a luat doar de la străini. Cătălin Copăescu a învățat de la profesorul Corneliu Dragomirescu, românul vizionar care a introdus în țară, încă din anii 90, chirurgia minim-invazivă. Acesta e viitorul, și-a spus medicul Copăescu. Trebuie să avem o astfel de tehnologie în toate spitalele din România. A fondat deci Asociația Română de Chirurgie Endoscopică. A bătut la toate ușile, a strigat tare în urechile surde ale autorităților și în 2008 a reușit să aducă în sfârșit spitalele din România în secolul 21. Dotarea a 40 de spitale cu 60 de unități de chirurgie laparoscopică de ultimă generație au putut oferi pacienților chirurgie minim-invazivă. Această experiență i-a arătat că se poate și s-a întrebat cum ar fi să avem un spital modern cu aparatură de vârf în care să instruim medici și să nu fim nevoiți niciodată să facem economie de materiale. Așa că în 2011, fără să mai aștepte nimic de la nimeni, a construit de la zero spitalul pe care l-a visat. Alternativa ar fi să fim o țară de victime și să așteptăm ca cineva să schimbe pentru noi. Poate că a fost prea îndrăzneț la momentul respectiv, cel puțin așa a fost apreciat. Ce îți închipui că o să se întâmple când este atât de greu într-un sistem care e organizat de 100 de ani? Ce o să faci cu pacienții dificili, pacienți cu diabet zaharat, cu obezitate morbidă, cu sute de kilograme? Dar el se gândise la toate și, în primul rând, la bolnavii care în alte spitale, mai puțin dotate, nu se puteau face bine. După 7 ani, clinica lui e una dintre cele mai moderne clinici din lume. Am plecat de la 5 medici și asistente, personal auxiliar, personal administrativ, o mână de oameni. Azi au depășit 30.000 de intervenții minim-invazive sau realizate prin chirurgie robotică. Dar, în loc să răsufle ușurat, Cătălin Copăescu a continuat să se frământe. Cum să fac eu să dau mai departe toată această cunoaștere pe care am strâns-o în 30 de ani, s-a întrebat. Dar nu prea mult. A fondat repede un centru de instruire pentru ca fiecare medic român să se poată antrena
în săli de operație cu simulatoare performante. Sunt peste 2500 de medici care au fost instruiți în centru acesta, se cheamă Surgical Training Institute. Mi-aș dori să se simtă cumva că am transmis, că am reușit să împart ceea ce eu am acumulat cu colegii mei. El și echipa lui au ajuns atât de buni încât acum vin și medici străini să se antreneze în centrul lor. Dar ce-l bucură cel mai tare pe doctorul Copăescu e că a deschis pentru noi toți o perspectivă mult mai optimistă. Cred că aici medicii vor putea să se regăsească în România. Să încercăm să ne facem bine pacienții în România. Acesta e visul lui. Ne spune direct și dureros de sincer. Nu e vina medicilor care pleacă, e vina României, că nu le oferă nimic. Și nici n-ar fi nevoie de foarte mult. O minte deschisă, o inimă bună și un buget rezonabil ar fi de ajuns pentru a crea aici o elită medicală pe care s-o regăsești în fiecare orășel din țară. Doctorul Copăescu demonstrează că se poate. Sunt 200 de medici în acest spital, sunt 700 de angajați. E o fabrică de făcut bine, de care sunt foarte mândru. E o instituție care împarte educație. Al Gore spunea că dacă vrei să mergi repede, poți să mergi singur, dacă vrei să ajungi departe, trebuie să mergi în echipă. Cred că despre asta e vorba. Adică despre tenacitate și stăruință, așa cum a făcut și un alt mare român. Omul pe care îl vedeți și-a petrecut toată viața printre cărți. Le-a iubit, le-a citit, le-a editat, le-a scris sute de volume, până a umplut o bibliotecă mare și grea de cunoaștere. Prin condeiul lui Eugen Simion a trecut toată literatura română, iar prin universul lui personal, prieteni și mentori ca Nichita Stănescu, Marin Preda, Tudor Vianu, a învățat de la ei și s-a format alături de greii culturii române. Azi însă, de la masa lui de scriitor, se uită spre România și se întristează un pic. Țara e vlăguită, lipsită de mari idealuri și nu înțelege de ce. Este o Românie haotică, turbulentă, neașezată, depresivă. România nu-și găsește rostul. Pare a nu avea viitorul. Cultura noastră pare așa într-o fierbere și într-o nestatornicie foarte puternică. Dar avem o cultură. Iar cultura asigură trăinicia unei țări. De aceea, el nu și-a dat răgaz să deplângă mersul României, doar și-a spus așa. Hai să oferim ceva soluții. Fiecare în domeniu unde se pricepe. M-am gândit așa, prin anii 95-96, o să vină peste noi secolul următor, secolul 21, și noi nu avem un dicționar general al literaturii. N-aveam terminat nici dicționarul limbii române, început, cum știți, pe vremea lui Hașteu. N-aveam tratatul de istorie al românului. Acum două decenii, așadar, a început să-și construiască moștenirea, cu hotărârea omului care simte urgența de a lăsa generațiilor viitoare cărțile fundamentale ale culturii române. Pentru că spre ele ne vom îndrepta, nu spre like-urile de pe Facebook, atunci când vom simți că ne-am rătăcit. Mai întâi, cât a fost președintele Academiei Române, din 98 până în 2006, a urmat neabătut un plan care altora li se părea imposibil. A făcut dicționare de limba română și de literatură. A publicat biblii, gramatici, manuscrise și tratate de istorie. Iar apoi a început să dea viață unei idei îndrăznețe care se născuse cu mult înainte într-o discuție cu Marin Preda. Ce bine ar fi să avem noi românii o ediție de tip Pleiad, în care să băgăm marii noștri scriitori, ediții integrale, ediții critice, care să fie totdeauna ediții de referință pentru cine vrea să publice. Și Preda a fost receptiv, da, monșer, zice, da, ce ar fi bine, dar cine să facă chestia asta? Păi, domnul Preda, facem chiar noi. Și mi-amintesc că pe un șervețel, eu cred că mai există printre hârtiile mele șervețelul acela de masă, în care am zis, uite, vă dau acum, zic, primii 10 autori.
Numele acelea n-au rămas doar pe un șervețel. Dimpotrivă, lista s-a extins constant până i-a cuprins pe toți. Iar Eugen Simion și o echipă de specialiști publică acum operele complete ale marilor scriitori români. În ediții elegante, pe o hârtie specială, livrată de furnizorul editurii Gallimard și cu tot respectul care li se cuvine. Gallimard a început în 1931 și a ajuns cam la volumul 600. Noi am început în anul 2000 și am ajuns la 200, aproape 30 astăzi. Ce vedeți aici este tot. Nu e chiar tot, pentru că în același timp a publicat și manuscrisele lui Mihai Eminescu. 45 de caiete, adică 15.000 de pagini, tipărite în 38 de volume și transpuse în format electronic pentru a fi accesibile oricând, oricărui cercetător care ar vrea să studieze opera marelui poet. A muncit fără să irosească o zi și acum le poate da și altora rețeta. Dacă vrei să faci ceva, să faci în tăcere, adică întâi să faci baia să arăți ce faci, să vorbești de ce faci, să faci cu o stăruință extraordinară, adică cu sentimentul că trebuie să duci lucrurile la capăt. Călinescu spunea că noi românii, din cauza istoriei noastre, am construit din fuga cailor și că niciodată n-am putut să ne terminăm bisericile, n-am făcut edițiile până la capăt, ceea ce este adevărat. Începem o chestiune cu un efort, cu o bucurie extraordinară, cu o gălăgie nepomenită și până ne cuprinde lenea. Vina nu ne aparține însă în totalitate, spune Eugen Simion, pentru că nici istoria nu a fost prea prietenoasă cu noi. Am stat mereu cu o gheară în ceapa noastră. Ce s-a întâmplat în 1918? A fost un lucru aproape miraculos. În urma păcii de la București, noi aproape eram pe punctul de a ne risipi. S-a întâmplat ceva absolut extraordinar și am reușit să ieșim din război întregiți. Privind la România de azi, Eugen Simion speră că acel miracol se va produce din nou. Nu trebuie decât să ne uităm în urmă la ai noștri. Modelul e acolo. Ei aveau un ideal, o râvnă formidabilă. Oamenii ăștia voiau să facă ceva, aveau un sentiment al urgenței și făceau de toate. Au făcut gramatici, au făcut dicționarele, au scris cărți pentru educarea poporului. Bătrânul meu, tată, care a trăit 92, mă întreba așa, noi am făcut marele război, asta era chestia, marele război, ne-am făcut marele, voi ce ați făcut? Voi ce faceți? Vorbele acestea îi sună în minte constant, de aceea, fără pretenția că ar putea fi un exemplu, viața lui toată curge după un program strict. Scrie dimineața, citește după amiaza, seara se uită la emisiuni politice. Politică însă n-a făcut niciodată. Deși în anii 90, când a căzut guvernul Petre Roman, s-a trezit peste noapte și, pentru o noapte, ministru al culturii. Într-o noapte m-am pomenit cu prietenul care mi-a dat telefon, așa, la 1 noaptea, și am crezut că e o glumă proastă. Dimineața m-am dus la domnul Stolojan, mi-am amintesc la 10:30, m-a primit și am spus, domnule ministru, nu sunt pregătit pentru asta, ceea ce era și adevărat. N-a fost să fie ministru și nu regretă, căci are altele de făcut pentru țară, dar crede că poate n-ar fi rău ca oamenii de cultură să își asume și un rol politic. Dar nimeni nu-i cultivă. Chiar dacă ai vrea tu, nimeni nu te mai primește, nu te mai bagă în seamă. Parcă nu mai au nevoie de cultură și de inteligența românească. Nu mai este o monedă forte. Dar ar trebui să fie, pentru că oameni ca aceștia pot schimba România în profunzime. În aplauzele dumneavoastră, academicianul Eugen Simion. Pentru tot ce au făcut în această țară, Eugen Simion, Cătălin Copăescu și alte nume grele ale României au fost distinse de Fundația Alexandrion cu premiul Constantin Brâncoveanu. Distincția se acordă anual valorilor noastre, dar în an de centenar a avut încărcătură dublă. Cei care au făcut în această onire și s-au sacrificat viața, au luptat să se întâmple această onire, să le facem un cadou și anume să facem internațional Constantin Brâncoveanu, lucru care se va întâmpla anul ăsta, prima ediție, în Statele Unite ale Americii. Deci, dacă vi s-a întâmplat în ultima vreme să vă uitați în jur și să aveți impresia că nu mai găsiți modele și repere, nu vă pierdeți speranța. Le mai avem,
Trebuie doar să le împingem în față, să facem liniște în haos și să le dăm răgazul să ne vorbească.